ziua, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și vă invit astăzi la emisiunea Panoramic să dezbatem împreună cu invitatul meu, Cornel Șomă, cu invitat special și permanent. Bună seara, Cornel, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Subiecte din Gorj. N-am ales multe de data asta pentru că am constatat că dacă sunt multe nu le putem detalia și atunci mai bine mergem pe două, trei subiecte importante la ziua respectivă și ne oprim acolo. Și ne-am propus, dragi telespectatori, astăzi să vorbim despre complexul energetic Oltenia, pentru că sunt acolo probleme legate de restructurările posibile și de procesul Șova-Ponta, care se leagă de termocentralele Turceni și Rovinari și de conducerea CEO, bineînțeles, fiind acuzat chiar directorul general Ciurel. Și discutăm despre investițiile pe care firmele străine intenționează să le facă în Gorj și despre Pandurii, fotbal. Da, care se leagă tot cu DCU, pentru că principalul finanțator este tot complexul energetic Oltenia. Uite cum viața economică a Gorjului se învârte încă în jurul CEO și eu zic că nu e un lucru bun. Ar fi bine să dezvoltăm mai multe rămuri ale economiei și să nu ne axăm numai pe CEO, pentru că CEO nu știu câtă viață mai are. Problema e că toată lumea spune acest lucru, dar nimeni că nu face. E bine, că nu, dar nu se întâmplă nimic în sensul ăsta. Până la urmă, cel mai important angajator din Gorj, de fapt, dacă am văzut și la nivel național, cu 16.000 de oameni, este tot complexul energetic Oltenia. Acum, perspectivele lui sunt din ce în ce mai sumbre, din două motive. În ultimile săptămâni am avut cel puțin două semnale care ar trebui să ne atragă atenția că lucrurile nu merg deloc bine pentru viitorul CEO. Unul dintre ele a fost chiar semnalul directorului general care spunea că riscăm ca în 2018 să ne închidem porțile datorită faptului că sunt niște norme de mediu extrem de dificil de îndeplinit, adică ar trebui investiții foarte mari. Adică să-și închidă porțile CEO? CEO, da. Deci termocentralele să nu mai poată produce energie pe cărbune. În varianta asta, practic, mineritul nu se mai duce. Are ce face. Da, nu mai are ce face. Iar al doilea semnal este tras chiar în aceste zile de liderul de sindicat, Constantin Crețan, care spune, deși nu a fost confirmat până la această oră de niciun alt oficial, deci pe surse există cumva discuția aceasta, complexul energetic Oltenia va trebui să fie divizat odată, deci va fi împărțit în părți mult mai mici și entitatea de bază ar rămâne cu doar 4.000 de angajați. Deci gândiți-vă de la 16.000 la 4.000. Există deja o propunere prin care practic doar nucleul celor două termocentrale de la Gorj, Turceni și Rovinari și minele din jur să mai facă parte din acest complex. Dar oricum ar fi... Adică Roșia, Rovinari, Pinoasa și cam atât. Și zona Jilț. Da, ce adică mai moare Motru. Da. Practic ar însemna moartea Motrului, dar și termocentralei de la Craiova, de la Ișalnița. Deci asta ar însemna... Adică iese din complexul energetic Oltenia. Iese și probabil va muri foarte curând pentru că nu supraviețuiește, deși produc, încă o dată trebuie subliniat acest lucru, zona Motru produce cel mai ieftin, cel puțin la Roșiuța, produce cel mai ieftin cărbune din întreg complexul energetic. Ce vreau să spun apropo de situația aceasta, deci gândiți-vă că totuși sunt 90.000 de oameni în varianta că, să zicem, în cel mai rău caz s-ar aplica acest lucru. Deci din ăștia 90.000 să rămână 4.000 în complex este extrem de puțin dacă se confirmă ce a cerut Banca Mondială, că se pare că solicitările vin spre Banca Mondială FMI, restructurare și chiar până acolo, adică să nu depășim în minerit o întreprindere de 3-4.000 de oameni. Te-aș întrerupe un pic să fac o precizare pentru regie și pentru telespectatori. Numărul de SMS este 0766314582. Se pare că avem un alt număr afișat. Nu trimite SMS-uri acolo că nu le primim. 0766314582 dacă aveți opinii și întrebări legate de subiectele noastre de la emisiunea Panoramic. Mulțumesc, regia, pentru modificarea pe care urmează să o faceți. Da. Da. Și e bine că ai observat chestia aceasta, da. Se mai întâmplă, da. Se mai întâmplă, sunt mai mulți realizatori și fiecare pune numărul lui de SMS. Revenind la subiectul nostru legat, unul dintre subiecte legat de complexul energetic, situația și perspectivele lui sunt într-adevăr învăluite în ceață dintr-o mare problemă. Deși am văzut în această vară
că fără complexul energetic Oltenia nu ne descurcam, în sensul că a produs la capacitate maximă o lună și ceva cât a fost acea foarte cald. Secetă, da. Da, se anunță o iarnă destul de grea, cel puțin o anumită perioadă, similară cumva cu vara, dar în partea cealaltă, din nou complexul ne poate salva. Deci ar trebui să discutăm și nimeni nu o face, nici la guvern, chiar dacă avem premierul din cel puțin parlamentar de Gorj, chiar la nivelul președinției sau ministerului de resort, faptul că nu putem, deci noi trebuie să avem industria minieră care să salveze în continuare când sunt probleme deosebite și ca să putem să avem o entitate economică care să vină, să intervină în momentele grele, ea trebuie să supraviețuiască economic. Ori dacă ea funcționează doar de două ori pe an, are cum să supraviețuiască din punct de vedere economic. Deci ar trebui să ne gândim la acest lucru și din nefericire nu o facem. Dar de ce nu facem? Care e cauza? Nu ne duce capul? Nu vedem mai departe de două zile? Care e explicația? Eu să dau doar câteva exemple și tragem concluziile. Toți miniștrii care vin pe energie, pe, mă, spun, domne, noi o să mă ocup acum să fac strategia energetică. Hai să zicem doar ultimii miniștri, Niță și Gerea. Că fac în primăvară, că în vară, că în toamnă fac strategia de energetică a țării. Dacă ați văzut-o, dumneavoastră, am văzut-o și eu. N-a văzut-o nimeni. Păi da, dar o strategie se face pe termen lung, nu se face de azi pe mâine. Păi bun, asta ar fi și rolul. Noi suntem, câți ani au trecut de la pseudo-revoluție? 25? Păi, cam un sfert de veac, da. Păi și n-am avut timp să facem o strategie pe termen lung. Asta e că n-am vorbim făcut-o. De ultimii și doi miniștri, vorbim de ultimii 25 de miniștri. Nu, am dat exemplu acum că deja sunt totuși ultimii doi miniștri, sunt de vreo 3 ani. Deci, de acolo, așa. Aveau ceva timp. Da, aveau ceva timp și să ne spună, bă, peste 5 ani avem nevoie de mineritul din Oltenia sau nu mai avem. Sau lăsând la o parte miniștrii, hai să ne gândim și la parlamentarii de Gorj. Și parlamentarii României, că poate, e de interes național povestea energiei, nu numai a locurilor de muncă. Poate din discutăm Gorj. Puțin într-o emisiune, poate special pe activitatea parlamentarilor de Gorj, mai ales că unii vin din zona minieră, cu... Chiar dacă cu riscul de a se supăra unii pe mine, deci vreau să vă spun că, cu mici excepții, și aici aș pune intervențiile fostei noastre colege, Niculina Mocioi, care a avut câteva intervenții PCO, restul sunt, cel puțin cei parlamentarii PSD-ului care ar putea avea influență mai mare, au fost destul de absenți pe acest subiect, fac pe vitej și pe aici, prin teritoriu, dar nu ajung la nivel de guvern cu proiecte. Bun, și Niculina Mocioi, ce intervenție a avut? Adică ce rezultate a avut în urma intervențiilor? Păi știți cum e, de asta și spuneam, e parlamentar de opoziție. Deci au fost intervențiile, rezultatele, în afară de niște răspunsuri venite de la guvern, probabil n-au fost, adică nu s-au văzut. Dar mă refer că parlamentarii de Gorj, ceilalți, și nu mă refer acum numai la IPSD, nici n-au prea făcut nimic în domeniul acesta. Deci nici măcar intervențiile n-au Știu fost. Că atunci când s-au întâlnit parlamentarii cu conducerea CEO, spunea doamna parlamentar de Motru, Craibani, că lucrează la legea minei și că e foarte implicată și că a făcut propuneri și că merge înainte cu putere. A făcut ceva? Păi, ură succes, dacă ați văzut legea respectivă? Că totuși a trecut de la dezbaterea respectivă. Nu lucrez în Parlament și poate că mi-a scăpat. Deci, bun, ne-a scăpat tuturor. Nu, da. Deci bănuiesc că dacă ar fi apărut, am fi văzut-o. Nici măcar în dezbatere publică. Poate e gata până la alegerile de anul viitor. Poate că e o temă de campanie. Da, asta ar putea să fie, dar nu știu cât mai prinde o asemenea temă de campanie, pentru că pentru minerit în ultimii 25 de ani au venit doar rău. Din rău mai rău, ca și industrie, mă refer. Bun. E adevărat însă că dacă comparăm cu rău din Valea Jiului, parcă e mai puțin rău la Târgu Jiu. E mai puțin rău, da, trebuie să ne simțim bine chiar. Întrebare, avem probleme o grămadă. Care sunt soluțiile? La ce o? Părerea ta. Dacă aș fi în posesia unor soluții. Dacă ai fi director la CEO. Da, să fiu în locul lui Laurențiu Ciurel. Ce ai face? Poate m-aș gândi la două soluții. Una dintre ele ar fi clar implicarea. Tot se implică politicul într-un fel sau altul în activitatea CEO. Deci neapărat mixul energetic, pentru că nu se poate altfel. Mix energetic din termo, hidro... Și eventual, eoliene eventual? Da, și panouri solare? Electrică, deci și chiar ce n-am vădă. Cred că cu... un mix energetic național sau pe regiuni? Sau chiar pe regiuni. Cred că ar merge, și a fost un proiect la un moment dat cu cele două
două entități, una lua Huila, una lua Lignitu și hidrocentrale și una avea atomul electric, cealaltă avea mai mult hidro. Dar n-ar merge un mix național ca să intre și eolienele din Dobrogea, să intre și... La nivelul Uniunii Europene, Comisiei Europene, nu se prea încurajează întreprinderile acestea mamut. Deci nu vor companii foarte mari. Și atunci cum putem face un preț competitiv pentru exterior? Păi, acum... Lăsăm pe unii care au costuri foarte mici și producție ieftină să concureze cu unii ca Termo? Problema noastră nu cred că e în momentul de față exportul. Pentru că nu există capacitatea tehnică de a exporta. Deci noi energie în plus avem și acum și chiar la un preț competitiv pe plan european. Însă nu putem duce acolo. Din nefericire, nu avem acele fire. Poate vă aduceți aminte, în urmă cu an, cu acele soluții, cu cablu submarin, cu diverse chestii ca să putem exporta. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a făcut nicio investiție în domeniu, apropo de fostul senator Toni Greblă, că el venise cu această idee. Iar în privința pe plan intern, asta mixul ne-ar permite să venim cu un preț, adică să nu se mai concureze între ele, bage eolienele care produc foarte ieftin, și mă refer cele care sunt acestea naturale, hidrocentrale care produc foarte ieftin, la un loc cu cărbunele și ăsta. E adevărat că acestea nu merg totdeauna, adică sunt momente în care, iată, ai nevoie de cărbune, iar dacă tu îl închizi, pentru că până la urmă soarta poate fi așa să mergem la o, nu o să ai posibilitatea să poți interveni când intri în momente de acestea dificile, că mai e o problemă. Noi spunem, da, la un moment dat se va pune problema să importăm. Dar avem aceeași problemă. Nu putem exporta datorită capacității tehnice reduse, nu putem importa din același motiv. Bine, că atunci când ar fi să importăm, bănuiesc că se găsesc bani de investiții. Din nefericire, așa se întâmplă în România. Când se găsesc, deci importăm cu mare ușurință, pentru că de multe ori, chiar dacă avem prețuri competitive în țară, în momentul când importi, găsești. Băieții deștepți în toate domeniile găsesc o părticică pentru fiecare și de asta le convine să importe absolut orice. Suntem deci, o piață de se consum? Se câștigă. Averile devenim? Se fac din importuri, nu din exporturi. Din devenim? Devenim o piață de consum pentru Europa? Cred că am devenit, dar deocamdată una foarte săracă și aici ar fi șansa poate a României de viitor să mai producem și noi ceva, să facem bani cu care să cumpărăm altceva. Deci cred că acolo... Sau să mai producem și să nu mai avem nevoie să cumpărăm. Din nefericire, în Uniunea Europeană, doar Germania cred că poate să se încadreze la această categorie. Toate celelalte țări din Uniunea Europeană au problema, deci mai și importă, dar Germania este cea care exportă practic în orice domeniu. Deși, și o să vorbesc la emisiunea de după asta, de situația Germaniei din punctul de vedere al industriei auto, care au dat o mare... 18 miliarde de euro, de dolari trebuie să plătească despăgubiri pentru că au fentat consumatorii din America. Dar să vină emisiunea următoare să vorbim. Da. Să vorbim despre problema locală și aici discutăm, pentru că vorbim de Gorj la emisiunea Panoramic. Până la urmă, oamenii se uită în buzunarul propriu, angajații CEO, și când aud că vor rămâne doar 4.000, cred că se înfioară, numai când se uită la televizor. Da, pe undeva oamenii din domeniu și știu foarte mulți care lucrează în minerit sunt cumva resemnați, adică toți își fac calcule, mai ales că e un personal deja îmbătrânit, deși e totuși la între 40-50 cei mai mulți, își fac socotel dacă prind să ajungă la pensie sau aproape de pensie până nu se prăbușește coșmelia sau cum îi spunea Șandramau, cum îi spunea chiar premierul. Da, dar rămânem fără cărbune, rămânem fără extracție de cărbune, rămânem fără energia pe cărbune și ce facem când e secetă și așa? Importăm? Asta ar fi o soluție, spuneam, problemele tehnice deocamdată ne permit. Sau când nu bate vântul? Deci, eu spun că e nevoie de cărbune și oficialitățile ar trebui să facă asta, că tot așa ne imaginam varianta. Deci, una din, dacă ca manager, altceva, indiferent cine ar fi, prima ar fi să se obțină mixul, adică să facă, nu știu, lobby către parlamentari, către politicieni. Și a doua problemă, cred că ar trebui să se elimine diversele ciudățenii din cheltuirea banilor la nivelul complexului energetic. Sunt în continuare și au fost diverse scandaluri, e adevărat, parcă mai puține decât erau înainte, dar în continuare există probleme.
acum, de exemplu, se verifica săptămâna aceasta și chiar a fost un caz, corpul de control al directorului general a mers să verifice direcția de pază dacă oamenii sunt la serviciu și am înțeles că n-a prea găsit pe toți pe la serviciu, care direcție de pază n-are decât vreo 100 de oameni din aproape 1000 cât trebuia să fie și totuși funcționează, oamenii ia niște salarii, dar contractele le faci cu alte firme. Deci sunt lucruri neduse până la cap. Deci, în primul rând, bulibășeala din CEO rămâne politică generală a actualei administrații din complex. Deci, cred că asta trebuie eliminat. Trebuie mai multă militarie acolo la CEO? Da, și să-și nu facă treaba omul când se duce la serviciu? Trebuie să ai o coerență. Adică, dacă e o măsură, să știi și de ce o iei. Dacă o iau că vreau că m-a supărat ăla sau că vreau să-l pedepsesc pe celălalt, sau că vreau să-l angajez pe copilul lui X? Da. Din nefericire, deci, noi, în complexul energetic Oltenia, cred că s-au depășit 1000 de angajări în ultimii 2-3 ani și bănuiesc că nu prea transparente. E adevărat că au și plecat oamenii în sistem și, din nefericire, au plecat destul de mulți. Am alocat foarte mult timp acestui subiect, așa că în 5 minute trebuie să le rezolvăm pe celelalte. Ponta, Șova, CEO. Da, a fost și primul termen ieri la Înalta Curte, surprinzător, de fapt, cel de-al doilea în 3 zile, pentru că a fost un prim termen în care judecătoarea la care ajunsese întâmplător dosarul, pentru că la Înalta Curte nu sunt decât vreo 2 completuri, întâmplător nu prea există, dar în fine, asta e altă paradoxul de justiției românești. Procesul a intrat practic cu primul termen de dezbatere. E o situație ciudată legată tot de complexul Oltenia, și anume faptul că el, dacă celor doi directori care sunt în dosar, e vorba de Dumitru Cristea și de Laurențiu Ciurel, de fapt și încă unul dintre ei, dar cei doi erau la conducerea celor două complexuri. Cristea la Turceni și Ciurel la Robinari. Și Graure, care era atunci director economic, cred, la Turceni, li se reproșează sau li se stabilește un prejudiciu destul de mare, undeva spre 6 milioane de euro. Ce au făcut? De ce se consideră prejudiciu? DNA-ul consideră că sumele acestea le-au achitat ilegal către firma de avocatură a lui Șova. De ce ilegal? Că, deși s-a făcut contractul, s-a prestat activitatea, procesele s-ar fi câștigat și fără contribuția firmei Șova, printre altele. Păi sunt mai multe, un concurs de împrejurări. DNA-ul a ajuns la concluzia aceasta pentru că era un proces, era în stadiu avansat și automat se ducea în direcția respectivă, altul. Și că nu era nevoie de angajarea firmei de avocatură. Deci, eu aș mai spune, aveau, în afară aveau de juriști în întreprindere. Asta deci vreau și eu să spun și nu mult, nu puțini. Da, păi deci o armată de juriști, mulți dintre ei știm și noi cum au terminat facultatea și cum s-au angajat acolo, nu din motive de competență. Da. Și încă ceva, unii dintre ei nici măcar nu au participat să, cât de cât la micile chestii, adică să ducă hârtia de aici până aici ca jurist pentru continuarea procesului. Dacă nu mă înșel, au existat niște termene la proces sau niște acțiuni cu sindicaliștii, mi se pare, unde CEO nu s-a ocupat să-și meargă și să-și facă ceea ce are de făcut ca angajator, da? Pentru că juriștii n-au fost sau n-au putut sau au uitat sau n-au știut că trebuie și așa mai departe. Acele cazuri sunt adevărate, dar au alte explicații. În sensul că fiind în aceeași întreprindere, lași pe angajat să câștige, se întâmplă cam în toate procesele acestea care au avut pe rol drepturi salariale și în întreprinderile celelalte întreprinderi. Și Șova și pentru ce le-a dat asistență? Unul dintre cazurile în care Șova a contribuit, deși se bagă și ăsta în prejudiciu, e un contract cu Electrica, un litigiu cu Electrica, în urma căruia Turceniu a câștigat. Apropo, Electrica era reprezentată de firma de avocatură al lui Gorghiu. Și întreb eu. Da. Și întreb acel eu. Acel caz nu se instrumentează. Doamna Gheorghiu. Da, Gorghiu, da. Da, de la PNL. Da. Și atunci întreb eu, lucrăm cu juriști sau cu avocați? Adică ori aducem o firmă să ne presteze, ori îi avem pe ai noștri serviciul nostru și lucrăm cu ei. În esență, dosarul care Șova, Ponta, cum este numit, se reproșează, deci mai întâi la implicarea premierului, că Șova n-ar fi luat contracte la Rovinat dacă n-ar fi fost vorba de premierul, păi de parcă era simplu deputat. Avocat. Da. Parcă era simplu avocat Ponta atunci. Da, era deputat de Gorj.
Era deputat, da, și avocat? Da, era deputat de Gorj și avocat. Putea fi și deputat, putea și avocat? Putea să fie, nu era incompatibil, pentru că el nu era pe... Deci el reprezenta și reprezenta propriul cabinet, pe consultanță se putea, permitea legea. Deci nu e incompatibilitate. Ce e problemă, și aici trebuie să demonstreze judecătorii, este dacă statul a fost prejudiciat pentru că banii s-au plătit, deci ce trebuia să plătească șova, se reține, deci în cazul Ponta vreau să spun, deci pe speța Ponta, se reține totuși un prejudiciu că ar fi luat banii aceștia degeaba, că n-ar fi prestat. Deși, da, deși legislația internațională acum permite acest lucru, adică consultanță poate să fie... Îți dau un telefon și te întreb, auzi, e, da, bine, nu, așa? Stau, bine, da, e bine. Stau la dispoziție, că nu mă folosești, și asta e altă treabă. E problema ta. Da. Și a doua problemă, că ar fi folosit o mașină, și aici e exact ca în cazul Greblă. Cu rochia... Da, și cu, nu, și cu mașina, mașina care a avut o închiriată, se stabilește prejudiciul că ai folosit-o la ăsta. Acum, nu știm, acum, vom hai să vedea trecem ce zici într-o jumătate de minut la celelalte subiecte, ca să nu mâncăm din emisiunea ta pentru subiectele naționale. Haideți să trecem tu la sport, că se leagă de asta. Și sport? Nu se știe dacă până săptămâna viitoare Pandurii mai este pe podium. Așa, ca repede. Să vorbim de subiectul respectiv. Repede, ca să putem, deci, vorbi. Deci, foarte repede, Pandurii reușește în ultimile etape o prestație bună. De fapt, nu știu cât prestație, cât rezultatele o avantajează. A reușit să câștige și cu ASEA Târgu Mureș, a reușit să câștige și Astra, deci liderul campionatului, și în același timp ASEA-ul, care se afla tot în primele locuri. Acum toată lumea ridică în slăv chestia asta, e foarte bine că suntem acolo, începem să jucăm ceva, dar trebuie să ne gândim și la altceva, și anume, atât Astra cât și ASEA Târgu Mureș au probleme financiare foarte mari, de exemplu ASEA Târgu Mureș are conturile blocate de câteva luni de finanțele publice de la Târgu Mureș, iar în timp ce ASEA Târgu Mureș, în timp ce Astra Giurgiu nu are nici măcar, din ce am înțeles, nu are nici bani de echipament. Deci atât de rău au ajuns. Și să înțelegem că i-au bătut pentru că erau cu moralul la pământ. Sau da, deci e posibil să fie și asta. Ce vreau să spun eu, urmează că în următoarele etape, pentru că se joacă cu Universitatea Craiova, care și-au revenit și ei între timp, dacă Pandurii poate confirma în următoarele etape, avem șanse de play-off, primele șase. Mai mâncăm un minut din emisiunea ta să vorbim și despre investițiile străine? Da, deci o să spun doar general acum. Se anunță, primăria Târgu Jiu a anunțat venirea la Târgu Jiu în următoarele săptămâni și pentru următorii ani a mai multor investitori, în general din zona Germania, Austria, pentru componente de automobil, de la cabluri și până la alte lucruri. De fapt, așa cum remarca și presa centrală și presa economică, e vorba de un lucru. Timp de mai mulți ani, producătorii germani au încercat să atragă forța de muncă din Oltenia ieftină, dar în general bine calificată, pentru că au fost unități economice mari aici, care n-au plecat afară, bineînțeles, să-i atragă în zona de vest, unde sunt drumuri mai bune, deci posibilități de export mai ușor. Arad. Da, din Oradea și celelalte, Timișoara, din nefericire. S-a văzut că nu se poate, în sensul că oltenii și gorjenii acum sunt extrem de comoși și nu pleacă din zona lor. Și atunci au ajuns la concluzia că dacă nu vine Mahomed... Să vină muntele la Mahomed. Da. Și investițiile acestea sunt deja cu șanse mari de realizare. Ar apare câteva mii de locuri de muncă care ar putea să schimbe puțin lucrurile în economia gorjeană. Încheiem emisiunea cu un mesaj de la un telespectator, probabil miner. Nu vă faceți grijă, politicienii se gândesc la ei, nu la noi. E adevărat, din nefericire, și dar poate gândindu-se la supraviețuirea lor pentru anul electoral 2016, poate au o soluție și pentru minerit. Să sperăm, dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Cornel rămâne să alături de dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi. Eu mă retrag și vă spun la revedere.